În luna decembrie, familia unei tinere din Buzău a cerut ajutorul buzoienilor. Era vorba despre cazul unei mămici însărcinată în 6 luni care avea nevoie disperată de sânge. Emilia Arsenachi are 36 de ani, un băiețel de 2 ani și era însărcinată cu gemeni în 6 luni. În perioada sarcinii s-au dezvoltat grave probleme de sănătate, astfel că avea nevoie de o cantitate foarte mare de sânge. Primii care au răspuns apelului disperat al familiei au fost polițiștii locali și reprezentanții Crucii Roșii, care s-au mobilizat și au mers în număr mare să doneze sânge. În total, peste 500 de persoane au donat sânge pentru Emilia Arsenachi. Povestea a fost ca întotdeauna, un om aflat în suferință apelează la Crucea Roșie, iar noi cum facem tot ce ne stă în puteri pentru a salva viața umană, și de această dată am făcut un apel. Impresionant a fost că în nici 24 de ore deja 109 persoane s-au prezentat să doneze sânge, printre care poliția locală. În total au fost 500 de persoane care au participat la salvarea vieții, și nu una, două, erau 3 de salvat, dar două persoane sunt în viață datorită acestor oameni cu suflet mare care au mers și au donat sânge. În cele din urmă, medicii au reușit să-i salveze viața mămicii și unuia dintre gemeni, iar acum femeia a ajuns acasă. Este recunoscătoare pentru ajutorul primit. De câteva zile a venit acasă cu băiețelul, este încă slăbită, a trecut printr-o traumă, n-a fost ușor, e atât de impresionată de ajutor încât nici nu poate vorbi, bufnește în plâns. Dar ține neapărat să mulțumească tuturor acelora care au venit în sprijinul dumneei și le-a salvat viața, și dumneei și copilașului. Cazul Emiliei Arsenachi nu este singular. Sunt sute de oameni bolnavi care au nevoie de sânge și implicit de ajutorul nostru. Tocmai de aceea, Crucea Roșie Buzău lansează un nou apel. Am făcut apel, întotdeauna am avut, toată lumea știe, tot felul de campanii și am rugat pe toată lumea. Cei care sunt sănătoși și pot, odată la 6 luni, să meargă să doneze sânge. Nu numai că face bine sănătății, mai au gratuit și un set de analize, mai au, mă rog, niște facilități, niște tichete de masă, nu asta contează. Dar o singură persoană care merge să doneze sânge, să se gândească așa: cu sângele meu pot salva 3 vieți. Emilia Arsenachi are 36 de ani, este biolog la Apele Române și mai are acasă un băiețel în vârstă de 2 ani.